Bună seara, dragi telespectatori și ascultători Sport Total FM. Sunt Cristi Pulac și astăzi, împreună cu colega mea și prietena, cea mai dragă, Diana Enache. Viitoare milionară, miliardară. Mamă, deci, fraților, mai aveți puțin timp să băgați un bilet la Joker, pentru că astăzi premiul va fi de 6,35 de milioane de euro. Eu dimineața am citit la radio și de atunci stau cu biletul. Aștept ora 18. Cristi, a zis că mă mărit astăzi, așa că... Deci o să sune telefoane după ora 6, cred că mai prelungim emisiunea. După ora 6, însă până la ora 6 suntem aici alături de cea mai frumoasă olteancă pe care eu o cunosc, o voce deosebită, fără prea multă descriere, Claudia Ghițulescu. Bine v-am găsit! Bună, Claudia! Îți place, Jana, ce agitat suntem! Oricum, ne-am... Ești milionar, e bine, am venit, ne-i și pe noi pe acolo, facem și noi ceva, cărăm banii. Diana milionară, eu petrecăreț. Da! Ne potrivim de probleme. Bună, că o să fie bine. Muzica o avem asigurată, așa că o să facem niște petreceri de pomină. Da. Ce faci, Claudia? Am venit la voi. Ce să fac? Sunt bine. Arăți foarte bine. Mulțumesc. Asta vreau să spun. Ai întinerit, adică, da, și da, cu lucrul da, ăsta, da, cu ochelari. Da, am pus pentru prima dată când mi-am lăsat ochelarii într-o emisiune, că am zis că vorbim, știi? Da, este foarte să vă bine. Văd mai că, bine. Da, să te fece lupule, să te văd mai bine, da, da, să te aud mai bine. Da, mă bucur că am venit la voi. Am venit așa cu vești bune, am cântece noi, o să le vedeți pe canalul de YouTube, dacă trebuie să vorbesc despre ceea ce fac eu, despre muzica mea. Am înregistrări frumoase și v-aș invita și pe voi să intrați să le vedeți înregistrările, videoclipurile care o să le pun pe canalul de YouTube și în rest cam atât. Oricum, ne-am înveselit oricum înainte. Da, am văzut, da. Deci am văzut, am pus pe story la mine, deci să vadă toată lumea. Pe Instagram, să le spunem oamenilor pe Instagram, da. Unde te găsesc pe Instagram? Cum te găsesc? Claudia Ghițulescu peste tot, pe canalul de YouTube, pe Instagram, pe Facebook, doar Claudia Ghițulescu. Păi să știi că astăzi suntem puși pe tine, draga mea. Ia și o să o luăm așa de la minutul zero până în prezent tot ce s-a întâmplat. Oricum, eu vreau să știu, Diana, dacă... Cum s-a desfășurat viața ta? Ce face Claudia de se menține atât de bine? Adică faci sport în continuare, de ceva timp, ții o dietă sau nu știu. Sunt persoane care, de exemplu, țin dietă și exact, nu prea fac sală, da? Sunt cine ok. Eu le fac pe amândouă, știi? Da? Adică am grijă și ce mănânc și cât mănânc. Într-adevăr, mănânc și când trebuie să mănânc și văd și eu mâncare multă și nu pot să mă abțin, pentru că asta e. Mâncarea e bună. Mai ales când mergi la eveniment. Mai ales aia care nu e bună. Ce bună e. Înțeleg, e bună. Vai, ce bună e aia care nu e bună, știi? Aia care nu e bună, da, da, da. Cartofii aia prăjiți, dacă nu-i mănânci de... N-am mai mâncat și cartofi prăjiți. E, vezi, da. Da, și când îi vezi, mănânci. Da. Și când mănânc mai mult, fac sport mai mult. Recuperezi. Da, și nu mănânc câteva zile. Dar nu ai nutriționist sau nu ai... Am o fată cu care, să zic așa, pe care nu o ascult. am un nutriționist, pe Simona Carniciu, vine și ea la voi la emisiune, pe care, na, din păcate, nu ascult cum ar trebui, pentru că nu pot, pentru că nu... Da, face treaba bine ea. Nici eu, antrenorii, îi ascultam cât puteam, da. Dar nu pot. Da, apă joci. Asta în cap, numai pe asta o zic, știi? Da, și mă mai sfătuiesc cu ea când, de exemplu, am perioade când mănânc multe zile. Multe zile, când chiar n-am ce să fac, m-au fost sărbătorile. Nu ai cum când vezi mâncare în fața ta și să te uiți în sus sau în stânga. Și nu după sunt aia genul. Te ia mai nu tare sunt după... genul să mă uit la mâncare și să-i zic că nu mă ating de tine, sub nicio formă. Mai bine nu mai mănânci câteva zile? Mai bine nu mai mănânc după. Că oricum am obișnuit organismul așa, în momentul când mănânc foarte mult, mă simt și foarte greu. Și atunci fac sport mai mult, mănânc mai multe fructe, mai multe legume, adică pur și simplu nu mănânc chestii combinate. Mănânc cu... Adică carne o mănânc cu salată, nu cu cartoafe. Nu, carne o mănânc singură, adică fără nimic. Fără nimic. Dacă vreau să mai mănânc o friptură, o mănânc fără cartofi, fără salată, fără nimic. O mănânc simplu așa. Și lubenița cum o mănânci? Lubenița, mănânc o zi întreagă numai lubenița. Da. Deci când e vară... Dar ai ținut cură cu lubeniță? Știu că era la modă la un moment dat. Da, și eu am încercat-o. Pentru că sunt mare mâncătoare de lubeniță, adică de pepenele verde. Da. Și îmi place atât de mult încât mănânc, mă satur, iar mănânc. Știi cum e? Te umfli în burtică și iar mănânci după. Da. Și sport?
Ce exerciții faci sau ce îți place? Mergi la aerobic cu doamnele mai în vârstă, cum merg eu, că asta vorbeam cu Cristi înainte, eu și cu doamnele acolo, ridicăm gantarele. Mergi la oră de cycling? Mergi, unde nu, mergi? Nu, merg la sală. Dacă, acum n-am mai fost de vreo două luni, n-am abonament, mi s-a terminat abonamentul. Să-l renoim. Să-l renoim, da, să-l renoim, dacă e musai, dacă nu mai fac acasă. Și merg câteodată când e soare, ies în parc, o oră, două. Acasă am niște gantere, am un stepper, mai fac eu exerciții care le știu și mai merg așa, o dată sau de două ori pe săptămână, tot la sală, dar înainte mergeam zi de zi. Asta e povestea. Dar crezi că din cauza pandemiei te-ai schimbat puțin? Nu, am un program acasă? Un pic aglomerat și mă ține acasă, știi? Înțeles. Mă ține un pic în casă, că trebuie să învăț niște lucruri pe care... Ești studentă în altă parte sau de ce? Da, nu vorbim despre asta decât după sesiune. Adevăr că acum dată nu ziceam că ești studentă. După sesiune să văd dacă pot să mă lau cu lucrul ăsta. Și atunci încerc într-o pauză, o oră, să-mi fac și câteva exerciții, că știi cum e, până te duci la sală, până ajungi, până te schimbi, până pierzi. Pierzi. E departe sala de tine sau? Măi, oricât ar fi de aproape, peste drum nu am oricum. Deci nu am peste drum, ajung în 10 minute pe jos, dacă merg pe jos. Și până ajungi acolo, până mai faci... Până te îmbraci, important e că poți să faci și acasă. Da. Am observat că, mă refer acum din cauza pandemiei, mulți oameni au încercat să improvizeze și să facă... Exact, da, eu am făcut exact. Cu bidoanele de apă, că n-aveam gantere. Era la mole cu bidoanele de apă. Da. Serios. Da. Poți să faci cu ce vrei, dacă vrei. Important e să faci constant. Să te duci, să faci exerciții oriunde vrei tu și unde simți și unde ți-e comod. Că dacă le faci acasă, e mai comod. Și există, dai pe la televizor, pe YouTube și vezi exerciții și încerci să le faci. Într-adevăr, ar fi mai recomandat să te duci undeva să te supravegheze un antrenor sau cineva care se pricepe să... Nu poți de la început să faci exercițiile perfect. Nici după mult timp. Exact. Mai ales trebuie spatele, cu genunchiului. Da. Puțin face diferența. Da, și mănânci. De exemplu, te-am observat, de exemplu, la unele persoane, în momentul când fac și sală, și mănânc. Adică poate să mănânce destul de bine. Mult. Adică mănâncă mai mult. Nu știu dacă mai mult, dar... Nu mai nesănătos, dar mai mult. Da. Mai în perioada asta când... Sau doar faci pauză, în perioada asta când am mâncat, că stând în casă mănânci, deschizi frigiderul și ai vrea să-l închizi, tot nu poți. Dar nici noi români era și o poză, noi îl deschidem așa ca hobby, să ne uităm și închidem. Dar ce-ai vrut de la frigider? E, nimic așa, să mă uit. M-am uitat și eu. Da, și de plictiseală, de poftă, că îți mai bine să te mai uiți la un film sau să nu știu ce, îți mai bine să mai ronțe. Băi, e bine să-l aprovizionezi foarte mult. Da, asta e un mare secret. Asta e o mare secretă. Eu l-am încercat. Pentru că, nu știu, vrei să te învăți, Diana? Da, învață-mă, că la mine dacă nu e full frigiderul, parcă nu mă simt bine așa, parcă... Și mie îmi place, dar... Da, dar ție chestii care... Da, bine să fie full cu broccoli, cu știu ce vreți full. Da, exact, exact. Să știi că ăsta e secretul. Să nu ai în casă... Ispite. Da, și, bineînțeles, dacă mai ai și o altă persoană care, de exemplu, e mâncăcioasă... E foarte greu, dar... Trebuie să ai ambiție, ambiție în tot ce faci. Cum ai ambiție în meserie, cum ai ambiție să ai casa curată, nu știu, să ai chestii de genul ăsta de zi cu zi, așa trebuie să ai și cu organismul, că până la urmă e casa noastră, noi așa suntem e. Și trebuie să avem... Dar și când erai mică, făceai sport? Adică chestia asta a fost așa pe parcursul vieții sau acum când ai devenit femeie? Acum nu știu de când zici tu când eram mică. Uite, chiar din, nu știu, o să luăm acum oricum cronologic, vom vorbi despre școală și așa, dar... Așa nu prea era la noi cu sală, nu mai știu, dar știu nu, că alergam. Nu sală, în curte, alergam, nu știu, alergam, la țară alergam, poate. La asta era sportul care îl făceam, alergam și aveam o bicicletă. E cu bicicleta asta, da, adică cu bicicleta, pe așa, ulițe toată ziua. Da, și alergam. Nu aveam și una acasă și stăteam de vorbă, veneau fetele pe la mine și eu eram tot timpul pe bicicletă. Da, ai avut vreo înclinație spre anumit sport? Adică când erai mică, la nimic? Nu mi-a plăcut. Nu? Sincer, vă spun Nu știu, eu întreb pentru că... Da, sincer, vă spun sincer, foarte sincer m-am dus la sală, m-am dus, ca să înțelegeți, m-am dus la sală, cred că o lună de zile aproape plângând. Cu mulți ani în urmă. Aveți ambiția? Ambiția. Și când ajungeam acolo, după 15-20 de minute, după ce făceam exerciții, vedeam că încep să mă simt. Și când plecam de acolo, de la sală, pur și simplu aia o altă stare. Așa. Făcând asta, un an de zile am încercat să mă duc zi de zi. Dacă nu mă duc o perioadă sau nu fac exerciții o perioadă, pur și simplu simt că mă dor mâinile, simt că mă dor mușchii, simt că nu-mi stă capul ca lumea. Tu știi ce zic, da? Ei, de aceea, măcar un an de zile, dacă așa...
trageți, trageți, trageți cu diții, știi? Păi știi că erau și fotografii pe Instagram. Îți pui un, îți ține cineva cu undița, așa, ciocolata sau la ce nu reziști tu, în fața banei de alergat și tu alergi acolo și... Dar să știi că în momentul când faci sport, de aceea e bun și sport, în momentul când faci sport și mergi des și vezi cât de greu se duc... Minutele. Și minutele, și caloriile. Bun, ok, și... kilogramele, dar minutele. E, când ajungi acasă, nu-ți mai vine să mănânci prostii. Deci nu-ți mai vine. E păcat vine. De munca pe care da, e, te simți puțin vinovat. Te simți vinovat. Dacă ai apucat să mănânci acasă, te simți vinovat pentru ceea ce ai lucrat și da, te-ai chinuit, bineînțeles. Iei brocoliul ăla și îl fierbi. Dar să știi că, uite, chiar brocoliul mi-am făcut zilele trecute și mi-am tras un pic la tigaie cu unt. Erau așa de bune. Păi cu unt, măi, Claudia? Margarină. Da, cu ce vrei să pui? Că și uleiul, până la urmă. Dacă pui și apă, așa fiert în starea lui, puțin lăsat. Da, ceva. Așa fac, dar să știi că pun. Adică nu sunt aia, dar nu pun deloc. Nu gust, nu mănânc, nu vreau, nu. Pentru că în momentul când pui așa, nu, la viața asta, la totul, nu mai poți, știi? Cu ce mai rămâi. Cu ce mai rămâi, că te duci așa dintr-o dată într-o direcție de nu mai știi ce să faci. Da, uite, foarte de apreciat, pentru că faptul că nu i-a plăcut sportul, nu i-a plăcut un sport anume, fel profesionist aici, merge la sală, și sala și bineînțeles tot ce faci la sală, e un sport și asta, bine, nu e profesionist, dar... Mi-ar fi plăcut să fac tenis. Uite, asta vreau să știu. Și patinaj artistic. Astea două sporturi mi-ar fi plăcut să le... Dar nu ai încercat vreodată? Tenis am încercat, doar că nu m-am dus de mică și bineînțeles că am pierdut trenul. Iar patinaj nu știam din Craiova, nu știu ai mei, cred că nici nu știu că îmi place. Adică de târziu am descoperit că mă uitam la emisiuni și la campionatele de patinaj și mă uit așa atentă și, Doamne, cât le admir pe fetele alea acum. Dar tenisul ți-ar fi plăcut mai mult? Sau... Ambele, cred. Da? Nu știu, dacă ar fi să-mi aleg între astea două, bine, mi-ar plăcea să patinez, ca să... Na. Da, e un sport frumos, plăcut. Și e altceva, da, ar fi pentru fete, așa. Ceva. Mai ales cât sunt de flexibile fetele acelea. Am văzut niște scheme de mă uitam și eu ca femeie. Ce scheme sunt aici? Iar tenisul e frumos. E, na. Bine, dar tenisul impune și o... muncă extrem de grea, un program riguros dacă vrei să-l faci de performanță. Costisitor în același. Am înțeles, pentru că cunosc persoane care s-au lăsat din cauza asta, nu au avut puterea financiară de a merge mai departe. Da, până la urmă totul e acolo. Totul se regăsește la banii tăi care o să... La banii tăi pe care o să iau într-o oră, da? Deci mai așteptați oră, puțin. Deci nu plec de aici. Nu, fii atent că mai are 45 deci minute cu telefonul deschis. Ce mi-ai și mie cadou? Păi stai că vedem, eu vă dau... Fii atent, fac o declarație în direct. Vă dau cât 1 milion la fiecare. E bine? Diana, la 6 milioane nu te mai ai la 2 milioane. Mă, Diana. Tare! O să umplu YouTube-ul cu muzică. O să fim trending acum, rapid, o să bubui. Yes! Alo, Chișinău, vă rog frumos, pregătiți-vă! Pregătiți-vă că vreau să fac înregistrări, da. Și, bineînțeles, după, adică ai avut inclinația asta spre muzică. Adică, spune pasul care l-ai urmat după, de când erai mică. Ai fost la o școală... Păi hai să o luăm așa, cronologic. Știu că tu ești din Craiova, ești olteancă aprigă, din mamă și tată olteni. Știu că verișoarele tare, Mariana Ionescu Căpitănescu și sora... Da, Mariana a fost cea care m-a îndrumat și pe mine și așa. Cu Marcela. La un moment dat noi am stat împreună. Marcela a trebuit să se mute și Mariana în Craiova. Și Marcela, eu cu Marcela am locuit împreună la părinții mei și am mers la Școala Populară de Artă, ne-am scris Mariana. Eu eram în paralel și la Facultatea de Științe Economice, nu știam că să fac muzică, nici nu știam că să fie chiar o meserie. Adică mi se părea o chestie... Un hobby. Da. Și am văzut că se leagă, deci din orice eveniment, venea un alt eveniment. Mi-am dorit foarte mult să mai studiez și am venit la București și m-am înscris la Facultatea de Muzică. 4 ani de zile am fost la facultate, a fost îngrozitor de greu, deci n-am crezut că poate să fie așa de greu. Mai greu ca în sport. Vai, dar în sport te duci, măcar te pune cineva, dar acolo atâtea note, atâtea... Examene, emoții, că una e când faci muzică de mică, exact ca și sportul, știi? Dacă m-aș apuca eu acum de un tenis, poate că aș face, dar aș face și eu acolo să dau cu... Știi, și concurența rachetă, care da, și mă rog, am venit, am intrat și în asta să
merg până la capăt. Și am terminat facultatea de muzică în Craiova, aici în București, și exista varianta ori să plec la Craiova, ori să rămân în București. Nu știu ce s-a întâmplat, că s-au legat atâtea de multe evenimente. Că ai ajuns în București. Și am rămas în București. Am zis, rămân în București. Mi-a fost destul de greu. De ce spui asta? Pentru mai era greu că nu cunoșteam pe nimeni, era o altă viață. Bine, e adevărat, capitala te și schimbă, e și puțin, da, mai agitată, să spun așa. Eu mă gândesc acum cum mergeam atunci fără Uiz, știi? Nu înțeleg cum ajungeam. Păi întrebam lumea pe stradă, pe nu știi că așa făcea. Știu că toți românii aveau câte o hartă în torpedou și sau cu... Sau întrebam, bineînțeles, nu știu când mergeam prin țară. Am fost printre primele mele concerte undeva în Piatra Neamț, în niște munți, nu știu cum am ajuns acolo. Da. Tot la fel, întrebai, domne, cum ajung? Spunea unul dreapta și mai întreabă. La voi cred că nu vin fără Uiz. Păi nu, acum punem Uiz-ul pentru orice. Acum te duce direct pe scenă. Da, și spun și la cât ajung. Da, vezi că întârzi și în 15 minute un minut, da, o marjă de eroare, de un minut acolo. Da, da, da. Deci nu întârzi la din spectacol. Din ce în ce să nu vă speriați, viața devine mai comodă. Da, din ce în ce mai comodă, da. Poate prea comodă, prea poate comodă. În curând o să cânte alții și nu o să mai cântăm cu persoanele fizice sau o să joace roboței fotbal, așa că ușor cu rapiditatea asta, măcar generația noastră. Așa, da, da. Mai avem de trăit clipul ăsta și... Deci cu Bucureștiul te-ai adaptat mai... M-a adaptat puțin mai greu că... Și din momentul ăla ai rămas total în București. Total. Nu ai mai avut niciun gând de a te întoarce în Craiova sau... Nu, nu, n-am mai avut și nici... Decizia a fost doar a ta? Adică ai zis... Da, se punea cineva cu mine. Nu știu. Eu întreabă cineva. Deci momentul în care discuți cu Olta... Nu știu, influențată de... Eu cunosc care au fost influențată. Dar ce faci? Dar tu ai tot ce trebuie la Craiova. M-au sunat părinții. Mamă, dar ai tot ce vrei acasă. Cum să rămâi singur acolo în București? Vino acasă. Dacă mă mai suni să-mi zici asta, să știi că mă supăr. I-am zis, mă descurajez. Lasă-mă pe drumul ăsta, că dacă nu să-mi fie bine, vin acasă. I-am zis clar. Bine, bine, cum crezi tu? Ei, au avut mereu încredere în mine și m-au lăsat așa să... Mi-au zis, mereu ai luat decizii bune și am văzut că tot ce faci, faci bine. Și deci te-au susținut după. Și nu ne faci de râs. Așa a zis. Asta da, era la asta e clasica, da. Nu ne faci de râs, să nu zică lumea ceva. De râs. Exact. Și am rămas în București, am început să fac înregistrări și cam asta a fost perioada până acum. Deci de atunci nu te-ai mai întors, nici n-ai mai vrut, ai rămas în București. Am rămas și... aici și chiar dacă vreau să mă întorc și să stau o săptămână, nu pot, că sună telefonul, am multă treabă pe aici. Deci cum să zic, de fapt casa mea e acum în București. Da. De ani de zile. Și când ai urcat pentru prima dată pe scenă, pe scenă mare, nu știu, cu un ansamblu de folclor. Cred că au fost emoții, adică toată lumea are emoții. Dacă vă povestesc că colaboram cu ansamblu din Maria Tănase din Craiova. Păi asta și vrem, să ne povestești. Da. Și să vă zic, în primul meu turneu trimisă de ansamblu Maria Tănase în Coreea. Așa. Asta se întâmpla acum cât timp? Nu știu, 20 de ani, 15, nici nu mai știu, știi? Dar am fost cu o fată care cânta cu naiu și un băiat care cânta cu acordeon. Și primul nostru turneu în Coreea. În Coreea? În Coreea, zic. Deci nu aici. No. Asta spun. Stai să mă, ce bucurie. Da. Vai, ce mă interesează. Mă duc pe Coreea și uite vedeți așa. Vedeți Coreea, da. Și uite așa se așează și pofta și dorința și dragostea de muzică. Când vezi și oameni care te iubesc, vezi și locuri noi, da, și-ți faci și meseria, adică faci ceea ce îți place cel mai mult. Asta e cel mai important, să faci ceea ce îți place în viață. Adică să nu faci... Aș scris, crede-mă, turneele sunt senzaționale. Deci ce se întâmplă în turnee, rămâne în turnee. Da, deci e atât de frumos să faci în viața asta doar ce îți place, pur și simplu ți se încarcă sufletul cu bucurie și te ține, frate, mult timp bucuria aia în suflet. Da. Și cum a fost? Da, asta, ce mult când a intrat primul scenă, turneu și mai ales în Coreea. Ne-am dus într-un parc imens în Seul. Și eu îți dai seama, în costum popular, când ne-au lăsat mașina și în costum popular și mergeam și vedeam elefanți. Îți dai seama, eu cu costum, țop, în costum popular, cu maramă, că am pus și maramă să fie autentică. Eram trimisă să fiu, să reprezint România, autentică. Costum tradițional. Acum nu mai îmi pun, că na, m-am modernizat. Dar v-am zis și când vedeam elefanți. Am zis, ia uite, asta am uitat-o să o mai spun undeva, dar mi-am adus-o cu drag aminte în momentul ăsta. E frumoasă viața cu de toate, știi, și cu lucruri noi și cu chestii frumoase și cu oameni care te primesc și cum am tăiat, s-auzeau, tăia o mâță. Păi și cu mâța și cu elefantul, o pățanie, hai o să s-o fi întâmplat, te-ai încurcat în firul de la microfon, cu rochia, cu nu știu, s-a întâmplat ceva? Nu, erau foarte bine organizați. Nu? Dar nu doar acolo, nu știu, de-a lungul timpului, de-a lungul
perioade în care ai mers la evenimente și mergi în continuare, dar să ții minte tu că s-a furat o mireasă. N-a mai venit mireasă, a plecat. Nu mai mergea microfonul. S-a întâmplat ceva. Da, sunt, dar uite, nu mi-aduc aminte. Dacă mi-aduc momentul ăsta, nu, mi-am venit în minte, dar dacă uite, până ia să le apare ceva aici în minte, eu vă zic. Așa, de ce l-a fost primul turneu și bineînțeles în primul turneu din Craiova, trimisă de ansamblul Maria Tănase. După am venit în București și turneul ăla singur, adică pentru că m-au chemat pe mine, a fost în Germania, împreună cu doamna Irina Loghin, cu domnul Dan Spătar. Și altă emoție. Îți dai seama. Îți dai seama cum să cânt în fața doamna Irinei. Că nu știam cum să-i zic să stea mai mult în culise. Domnul Dan Spătar, nu vreți să vă zic ce om. Doamne, mă uitam și nu venea să crede. Îți dai seama. Eu fiind copilă și văzându-l la televizor atâția ani și Doamne, și când l-am văzut în realitate, ce domn. Când voiam să ne schimbăm, zicea, mă scuzați, doamnelor, ia să afară. Nu venea să cred. Deci nu venea să cred. De la el nici că n-ai mai întâlnit așa de bun. Mai sunt, cred că mai sunt, da. Cred că mai sunt, da. Cred, da, dar eu fac bine. Bine că rămâne cu impresia. Da, și asta a fost și umblând cu doamna Irina în turneu. Am învățat foarte multe de la dumneai, mi-a fost de foarte mare folos. Pur și simplu mi se întâmpla așa. Ajungeam în situația în care o povesteam cu doamna Irina așa și mi-aduceam aminte ce m-a învățat să fac. Înțelegi? Adică aveam momente când eu aveam, când se întâmpla ceva și o luam personal. Și mi-am zis, doamna Irina, niciodată să nu să fii calmă, să nu te superi, să nu suferi. Că poate să fii un om care te place, un om care nu te place. Știi cum așa e, da. Așa, e bine că a avut de la cine să înveți. Da, da. Că stai seama că dacă cineva nu te învață și nu te orientează, ai impresia că vine cineva și îți trage microfonul. Sau eu știu. Da, da. Am fost la o petrecere când mi-a tras microfonul. Mi-am luat microfonul. Uite, băi, mi-am luat. Știi ce înseamnă să te vorbească cineva cu microfonul în dantură? Vezi televerzi. Pur și simplu nu mai știi de tine, știi? Mai ales și, la ce să faci? Și de ce ți-l trăsesc? De o dedicație? Voia să cânte. Să-mi ilea să cânte. Știi, oamenii nu, ei sunt bucuroși și vin și nu... Și Diana, n-ai pățit? Cum? Nu, n-am pățit, nu mi-a luat. Dar mi-a mai dat singură. Azi mai dai singură, dar să mai... Na, uite, asta mi s-a întâmplat o chestie care... Am zis că... Na. Și având atâți oameni, având oameni lângă mine care m-au și învățat și la care am avut de învățat, am știut să reacționez în anumite momente. Plus că eu sunt o fată foarte deșteaptă. Sunt incredibil de frumoasă, devastator de deșteaptă. Știi că e umbla filmulețul. Da, știi cum e. Bine că a învățat și imediat a prins, adică știa unde a greșit și automat. Da, și e foarte important să vezi limitele și să ai o educație. Mai ales că erai la început și cântând la niște artiști atât de mari. Da, să știi că uneori rămâi un pic așa și cu o mică traumă, că uneori îți este... și rușine, nici nu știi să te desfășuri, eu cel puțin vorbesc din punctul meu de vedere, ai un așa, să nu deranjezi, să nu superi, să... Ce beți? Nimic, ce mâncați? Nu, stați, nu la chestii de genul ăsta, vorbesc strict profesional. Păi nu, eu vorbeam la masa artiștilor, cum se spune, că bănuiesc că ai stat lângă Pirina da. La Spătaru și atunci, și eu mă simțeam la fel când am plecat în primul turneu cu Laura, Lavri și cu Anca Țurcașiu, tot în Germania. La fel, ce erai mâncați, și ce beți, da, stați nici să nu deranjezi, să nu comanzi, să nu n-ai știi, nimic, n-ai mâncat nimic. Și la scenă, îmi spuneți când să mă cobor, când vreți dumneavoastră să intrați, îmi spuneți, exact. Eu aștept, adică mereu am fost așa, n-am foarte fost politicoasă. Să zic, eu intru, doamne, foarte mă lăsați, da, să știi, eu așa am fost. Nu știu dacă a fost bine sau a fost rău, dar ăsta e. Pe de o parte bine, dar pe de o parte lumea în care trăim nu e chiar atât de bine. Știi că în Oltenia se zice să dai cu coatele. Da, păi da, asta știu, eu știu de Oltenia. Asta nu m-a reprezentat pe mine. Nu? Niciodată? Nu. Dar ce idoli ai avut din muzica populară? Irina Loghin. Și pe lângă Irina Loghin? Mariana Ionescu. Pe lângă Marcela Fota. Mariana Ionescu, ea, și acum și momentul de față, tot pe ea o ascult. Dacă vreau să ascult muzică, o ascult pe Mariana Ionescu. Doamna Ileana Ciuculete, vai, am visat-o azi noapte. Serios? Pe cuvânt, am visat-o azi noapte că îmi zicea că e cu... Ce faceți, doamna Ileana? Și uite, o ajut pe fata asta, uite, o ajut aici să cânte. Dar ai avut ocazia să cânți cu ea pe... Primul meu duet care l-am avut cu o cântăreață renumită a fost doamna Ileana Ciuculete, ne-am întâlnit în Craiova și m-a tras pe scenă. Îți dai seama că îmi făcea... Era mai... Da, doamna Ileana era așa sufletistă și... Deci hai vino pe scenă să cânt cu mine și mă uitam așa și zic, pe mine mă chemați, mă uitam în stânga, în dreapta, dacă nu a chemat, zic, hai, și m-a și tras de mână. Și nu știam ce, că
las că tu știi cântecele mele, că sunt cunoscute. Zic, da, când după dumneavoastră. Dar emoțiile erau destul de mari, cred, nu? În momentul am fost când... foarte emotivă și da? Încă sunt. De asta spun, pentru că da. Faptul că ești o fire emotivă, cântând cu artiști, cu nume și da. Cu o scenă, cu public, adică, cred că ai, nu știu, ai avut trac sau nu știu, am s-a întâmplat? Am avut și am rămas așa un pic, să zic, până mi-am, știi, până mi-am găsit drumul meu, sunt tot așa, să nu cânt din repertoriul cuiva. Niciodată n-am cântat, uite, poate lumea poate să uite pe YouTube. Eu am doar cântecele mele, n-am vrut să deranjez, n-am vrut să mi se zică, va, mi-ai furat din melodie sau mi-ai furat textul. Sau... Nu, mi-am compus singurică, melodiile mele, am cântecele mele, atâta cât am putut, atâta cât am făcut, fără să, știi, se mai... împrumută, să nu zic fură melodii. Se mai inspiră, să se mai inspiră, se mai inspiră, da. Unii inspiră de tot și ia cântecul. Da, da. Altul înregistrează și, na, nu e ușor să compui un cântec. E linie melodică, sunt texte. Ei, eu am încercat să mi le fac pe toate, mai greu, dar mai sigur, înțelegi? Și cum ai depășit acele tracuri pe care le-ai avut de-a lungul? Măi, e destul de greu convingând tot cu publicul. Că dacă publicul te cere și te vrea, îți dai seama că spui ceva la scenă. Că nu, altceva, nu știu ce aș putea. Dacă nu exista publicul care să mă invite la evenimente, să mă asculte, să scrie mesaje. Și pentru mine mesajele de pe Facebook și de pe YouTube și de peste tot, îmi dau așa cât o gură de... putere, cât o, na, îți dai seama că oamenii nu te cunosc, pur și simplu te ascultă ca artist. Exact. Na, și dacă le spui ceva și poți să te asculte, e ok. Dacă nu... Da, pentru că nu te cunosc strict ca persoană cum ești. Nu, da. Dar dacă ești un om deschis și îți oferi sufletul așa și oamenii văd, să știi că oamenii dacă simt energia. Cânti cu atunci... plăcere, bă, de da. Nu? Și transmiți da, exact. Oamenilor energie pozitivă. Și... Să știi că asta am învățat de la doamna Irina și mi-a zis în turneu, zice, să nu uiți că oamenii simt. Exact. Că dacă te vei duce la televizor și vei încerca să pari ceea ce nu ești, oamenii se vede, să simtă. Se simte. Da. Exact. Deci asta am zis serios și nu pot să par așa și așa. Nu, nu, trebuie să fii naturală. Vreau să fii agitată ca o olteancă. Da, naturală, da? Naturală, da. Dar care e cel mai frumos gest pe care l-a făcut un fan vis-a-vis de tine? La un eveniment sau nu știu, la un... Nu știu, să primești un buchet de flori, să îți zică ceva, să îți transmită exact cum ai spus, să capteze. Măi, asta se întâmplă destul de des la evenimente, dar când m-am simțit-o foarte apreciată, a fost la un concert, am cântat, m-a doar să de pe scenă, a venit un domn la mine și mi-a zis, puteți să-mi cântați, că am aici o terasă? Și zic, da. Și când mi-a zis cât bani îmi dă, m-am speriat, știi? Am zis... În ce an se întâmplă asta? Cred că acum vreo 6-7 ani. Când erau bani. Erau bani. Nu e chiar atât de... Nu, curând. Păi, da, nici curând. Nu cânt eu de foarte mult. Să știi că așa am ieșit la evenimente cam, să zic, de vreo 10 ani. 10? Nici nu mai știu. Da, ceva gen. Bine, ăștia doi nu se mai pun. Nu, ăștia nu există. Anii ăștia au trecut așa pe lângă noi ca pe relax. Da. Și ce ai făcut? Ai acceptat? Și ai zis, domnule, aici ați banii pentru 5 concerte, dar nu mă supăr, e nu ok. Nu am tăcut din gură și m-am uitat așa și ce mă scuzați, mai pun? Da! Trebuia să are o fire care... Da, știi care e faza? La noi, la populară, nu se plătește artiștii de populară cum se plătește la manele sau la ușoare. Și atunci oamenii, când erau manele... Nu se dau dedicații? Adică mai sunt dedicații. Pentru mai nașu? Nu, da, nu pentru era la o terasă. Și atunci erau niște băieți care cântă manele și aveau alt preț. Și omul a vrut să fiu și la nivelul lor, dar... Da. Ai văzut ce bine a fost. Atunci chiar am simțit, wow! Ce tare. Dar te-ai gândit vreodată să virești și spre zona pop? Nu știu, nu neapărat. Sau nu. Panele, de ce nu? Pentru că unii și-au mai schimbat stilul în timp. Stilul. Uite, acum am înregistrat cântece care sunt un pic spre machedonește. Asta vreau să zic. Grecească, am văzut că s-au mai schimbat. Da, eu am început cu etno. Când am venit în București, nu s-a ascultat așa mult muzica populară și ca să pot și eu să rezist, am făcut câteva și îmi plăcea muzica etno, foarte mult îmi plăcea, era la modă, mi-am înregistrat câteva melodii de muzică etno și ceva de, cred că de vreo 5-6-7 ani, așa am intrat pe folclor. Și am luat și costume populare, bine, mai aveam, dar etno și un pic, m-am făcut câteva ritmuri acum, o să le vedeți pe canalul meu de YouTube. Când le lansezi? Sunt deja în... înregistrate, o să le fac videoclipuri zilele următoare, dar să vedem cum găsesc locație.
Deci căutăm locație. Cum să fie? Verde? Albastru? Roz. Mai roz. Spre tradițional. Că... O cabană pe la munte. O cabană. Dar nu pe la Comarnic, o luăm da. Pe partea aia, pe Nehoi, pe la Buzău. Ceva deal în spate, cu niște da. Brazi. Da. Cine te-a susținut cel mai mult în carieră? În afară de Mariana Ionescu. Familia Chiriac, la care am și locuit 4 ani în timpul facultății. Asta citisem despre familia Chiriac și vreau să ne dai mai multe. Da, cred că dacă nu erau ei, nici rămâneam în București. Făceam facultatea și mă întorceam. Nu știu, dar au fost așa a doua familie și nu m-am simțit singură. Și de câte ori aveam momente și ziceam, eu nu mai rezist aici, eu plec acasă, nu râdeau și ziceam, stai mai aici, că e doar un moment. Și zic, nu, eu nu cred că de mâine gata, sunt terminată, sunt distrusă. Mă lăsau în pace, spuneam și acolo ce aveam de spus și după aia îmi trecea. Dar te încurajau să nu mă încurajau. Și erau prieteni de familie sau i-ai cunoscut aici? Miti e de la mine, de acolo din zonă și soția lui... Din momentul în care noi ne-am cunoscut și eram destul de mici, 16 ani, noi ne-am zis că suntem ca surorile. Știi, am rămas surori și acum și în ziua de astăzi. După mulți ani, noi suntem surori. Și ne știam. Și bucuria a fost că stau cu ea, nu știu dacă înțelegi. Da, păi, zic, vai, stau cu Adi, stau cu tine tot timpul și o să stăm împreună și o să fim împreună mereu. Că... uite, acum sunt în București, dar mă văd foarte rar cu ea. De ce? Păi eu stau într-o zonă, ea în altă zonă. Sala e în altă da. Parte. Nu, că ea are acasă sală și plus că a făcut 3 copii între timp. Ea... Păi și vine și nașa. Da. Ea e nașa mea. Ea e nașa ta? Da, dar mi-a fost și nașe. Și, na, eu am un program care l-am și tot, dacă ne întâlnim, nu ne întâlnim pentru jumătate de oră, nici nu se pune întâlnirea aia, știi? Dar nici măcar de sărbători? Adică o, da, de sărbători suntem împreună. Da, de Revelion când și când, când depinde de unde cânt eu, dar de Crăciun mă mai duc eu, că ea vine în Oltenia și mă duc eu pe la ea, pe acolo, pe la... A, deci la noi, la țară, să sunteți zic. Împreună acolo. Da. Și dacă tot ai spus că vă știți din copilărie și așa, hai să ne spui și despre copilăria ta. Cum arăta copilăria Claudiei Ghițulescu? Eu m-am născut în oraș, în Craiova, și nu era așa... Știi, nu erau lucrurile cum le vedeam eu, că le-au alți copii când merg la bunici. Și noi aveam un parc, ne duceam duminică de duminică în parcul ăla, ne plimbam cu barca, ne duceau părinții la... Se mânca o plăcintă cu brânză. Asta nu, era, cu praz. Nu, cu brânză. Nu se știe că chiar dacă e prazul, nu prea e la noi așa, toată lumea să mânce praz. Eu cred că a fost așa că l-a promovat Neamărin, dar nu suntem... Dă-i cu prazul, până, că prazul mărește și place foarte gustul, mult. Prazul face de tot. Vezi foarte serios, mie îmi place foarte mult plăcinta cu praz. Da, eu nu și prea mai... Și cât trebuie să gătești această plăcintă cu praz? O cumpăr de ea. Și acasă, nu știu dacă erau desenele alea, Sandy Bell, nu știu, cine mai știe, nici eu le mai știu, și făceam o grădiniță cu flori și veneau vecinele mele. Iar în vacanță mergeam la bunici și acolo erau toți verișorii care... Bine, asta era tradiția înainte, că toată lumea în vacanță, toată lumea pleca, toată familia la bunici. Da, adică nu, noi că noi copii, că părinții mei rămâneau în Craiova să meargă la job. Și cam asta. Limiteau copiii la bunici. Da, noi, mamă, și bucurie era... Deci n-ai avut o copilărie, dacă vrei, și la țară să... Da, am avut și la țară. Păi asta vă... Păi, ce-ai făcut? Ia zi! Păi uite, mă duceam cu Marcela cu vacile. Așa? Serios? Păi de asta vreau să... Și nu înțelegeam cum să te duci cu vacile, să te duci la 7, să te duci cu vacile pe 2 dealuri din alea, urcam la... Da, să nu pierdeți vacile. Da, și odată n-au mers ele că au avut treabă, nu știu ce treabă au avut și trebuie să mă duc singure, că dacă eu mi-am luat angajamentul că mă duc cu vacile și m-am dus și am adormit și vacile au plecat. Au plecat. Da. Bine că am știut să mă întorc acasă. Da. Deci, na, îți dai seama, ne duceam și acolo mâncam, ne luam mâncare, mâncam în câmp. Mi se părea așa ceva. Păi frumos, pentru că ziua de astăzi și trăind acum în București, nu mai asta era la, asta făceam la părinții mamei mele, la părinții tatălui meu. Aveam alți verișori cu care stăteam undeva lângă o apă și cu un curte mult în spate și acolo eu făceam, ziceam că plec în vacanță și ne luam, făceam... cort în spate și venea tata ei când ne dădea una. Când ducea all inclusiv. La cules de corcodușe și la prune, se culegeau prune la noi, nu știu acum se mai... Bă, cred că se culeg și acum, da. Și ajutam și noi cu găletușa, culegeam pe acolo. Îți dai seama că era altceva, eu veneam de la oraș, mi se păreau toate lucrurile astea, wow! Sau îi zicea săceratul grâului și era o seceră și
Mamă, deci te puneau bunicii pe la munci. Mă duceam și eu, că vedeam să văd cum e. Da? Dar chiar dacă nu, bine, adevăr, mă protejau. Da, era, și eu culegeam cireșii, mă urcam în cireși. Da, orice, stăteam numai în pom, mi se părea, wow, pom, stai aici, culegi la corcodușe, te duci și învățam și eu să fac cu secerea, uite așa, și luam grâu și mă usturau cum mergeam acasă picioarele, când mă înțepau spicele alea de grâu. Sau, de exemplu, iară ce-mi plăcea foarte tare, când ne duceam la cosii de fân, se ducea bunicul meu și își umplea carul cu fân. Uite, atâta era de mare și noi stăteam deasupra. Mamă. Ah, și da, da, știu. Știi? Băi, cam povești eram, da. Și noi stăteam verișori acolo în carul cu fân. Și vă plimbam. Și ne plimbam, da. Deci am trăit și pe la asta se întâmplă pe perioada verii, adică și da, perioada și iarna. Iarna... Omul de zăpadă. Omul de zăpadă și sănioara. Deci aveam o sănioară, uite atât era. Ne suiam toți în ea verișorii și ne țineam... Buf, erau dealurile alea pe la bunici, dacă ții da, minte. Băi, dar nu știu de... Da. Acum nu mai parcă sunt acum nu mai sunt, nu știu, da, parcă da. S-au... S-au asfaltat, dragă, toate străzile și nu mai e totul da, plat, exact, nu mai exact. Avem niciun da. Deal, nicio vai. Da, erau copii mulți în... Adică aveai prieteni acolo? Verișorii. Da? Toți și pe lângă verișorii. Mai erau și... Mai erau și... Vedeau... Păi că nu știu, poate avea 40 de verișori. Păi nu, deci numai la tata, când mă duceam la părinții tatălui meu, erau 3 verișori, mi-ajungeau. Și cu noi 2, eu cu fratele meu, deci eram 5. Oricum, ne căuta mamaia și lumea și astea cu mâinile în cap. Unde sunteți? Da, era unul, era prin pod. Da, unul, de, fugeam, îi ascundeam. Fratele tău e mai mare sau mai mic? E mai mare cu una jumate. Și cum v-ați înțeles pe parcursul vieții? Te-a apărat sau v-ați bătut? Nu prea ne-am înțeles. Copilării, na. Da, la Craiova, când mai aveam alți verișori care locuiau lângă noi copiii, surorii mamei mele, și stăteau chiar lângă noi. Și el era cu verișoara mea în clasă și era cu ea mai tot timpul și acasă, așa. Și eu eram cu fratele când mă ducea la școală. Era mai mare ca mine cu vreo 3 ani și el mă ducea la școală, el mă lua. Aveam programul amândoi, la fel. Și acasă... E bine că era mai mare și da, avea da, grijă. Aveau grijă. Da, da, da. Ei, avea, da, zici să mă... Nici să nu eram toți grămadă, nici nu știam care de care să avem grijă. Ne bucuram de moment. Era bine că sunteți acolo cu da, toții și nu mai, da. Da. Mai conta. Da. Da, eram, făceam foarte multe prostioare. Nu ca și acum. Ce pedeapsă ți-ai luat tu de la părinți? Nu știu, cea mai aprigă pedeapsă pe care... Nu ieșeam din casă, mă punea să fac... Atât, mama, așa de repede? Asta era singura de era, Diana, că... Era, că n-am să fac 10 probleme... Momentul când la un copil îi spui, știu că asta era cea mai gravă situație. Da, nu ieși la copil. Nu ieși din casă, nu mai ai voie după ora 5 sau când gata. Gata. Deci era ce pentru... să mai mi-a luat toată pofta. Aia era cea mai... Tristă. Și cât ținea pedeapsa? Depinde de gravitate. Dacă făceam problemele. Da, am dădea tata 10 probleme. Ai 10 probleme. Ah, deci aveai și o cale de scăpare. Da, trebuia deci să fac problemele alea atunci, în ziua aia. Să le și de ce nu le făceai ca să scapi? Păi le făceam, îți dai seama că le făceam cât de repede. Și păi până mi le... tata se făcea seara. Le verifica, era seara. Păi și numai ești când s-a întunecat. Gata, hai că uite, trebuie la 9 somn. Nu știu, domnule, intram la 9 la somn. Nu exista discuții. La 9 eram în pat. Păi... Și la bunici era mai permisibil. Păi, dar în vacanță cine ne controla, știi? Nu ne controla nimeni. Și nu ne spuneau bunicii nici dacă îi tăiam. De la bunici. Vorbesc foarte că la bunici spunea... bunica era mai... Da. Oricum era mai în siguranță, parcă. Mamă, ce mi-aduc aminte că avea o bunică o fustă din aia și mă ascundea după fusta aia și ziceam că nu vă vede nimeni. Mă ascundea după fustă și mă țineam de fustă de... Eram în stare să-i o trăiam. Mamaie, ajută-mă! Nu știu să mă, oricum, da, cu toții ne aducem aminte de perioada asta copilăriei și mai ales când mergeam la bunici. Asta bunicii, ce mai... am observat că îți fac viața mai frumoasă, știi? Dacă nu ar fi bunicii și mama mea, mă uită acum în momentul de față, cu copiii fratelui meu, la fel. Doamne, îi caută și ei bagă sub pătură. Nu sunt aici, nu sunt. Și zic, mama, de ce i-a zis, ei, lasă-mă că ia ceartă ăștia, îi trimite nu știu unde, sau lasă-i aceea că nu i-a văzut. Și pune caută, le trec de el, vine, că frate meu, tata, știi, tata e un pic și încă, și cu, cu nepoții e la fel de durg și strica și cu mine. Așa a fost și cu tine. Da. Și mereu am zis, ăștia mici o să reușească în viață. N-au cum cu educația care l-a dat tata, n-au cum. Dar știi ce e o... Păi general în armată sau? Da, nu, n-a fost. Dar fii atent ce bandiți sunt cei mici. Măi, robiți, Darius, fă-i asta.
Mă, vine Oana, cumnata mea. Mamaie, ce ca mamaie, lasă-ne în pace. Veni și tu acum pe capul nostru. Și vine tata. Ce faceți mai aici? O, cu tata e, nu ne merge. Mă, este așa de hot, știi? Da, zic, trebuie să le... Și copilul, te simți, adică și da. Eu simțeam care era mai permisibil. Păi dacă îi zic permisibil. Așa, nepot, mă, da. Vine și eu ce faci la mine. La... Lasă-mă în pace, fac ce vreau eu. Da. Păi așa, măi, așa ne-am da, fost. Păi așa facem, ce facem noi aici? Păi dacă te iei de mine. Și când intră tata să vezi cum fac cu tata, ei, nu ne mergem. Da. Înțelegi? Și noi eram invers, noi eram cu părinții. Adică, nu ne... cu tata. Ați fost tot timpul așa uniți, ați făcut, adică când însemna Crăciunul e Crăciun, Paștele-i Paște. Da, da. Adică da. Nu a existat să nu faceți împreună, nici după ce ai plecat de acasă. Nu, uite, și acum am plecat de Crăciun, am plecat la Londra, ziua de Crăciun am plecat la ora 4 dimineața, dar am ținut să fim în ajun de Crăciun cu toții. Și am făcut ajunul acasă la Craiova și am plecat din Craiova la Londra. Da, deci... Și la Londra ce ai făcut? Am cântat ziua de Crăciun, au fost la un restaurant din Londra, au fost 500 de români, deci am simțit că... Ai simțit public. COVID-ul floare. Da, oricum, public. Ăștia 2 ani de zile, da, lumea își dorea foarte mult. 500 de oameni, rari am mai văzut la o petrecere. Și am cântat pe 26 și pe 27. Am fost la restaurant, am cântat și acolo și m-am întors pe 28 și am venit de Revelion în București. Și ai cântat și de Revelion? Da. Și de cum a fost? Cum ai simțit oamenii? Vai, a fost așa frumos că au fost public, s-a dansat, s-a jucat. Măi, ți se pare că apreciezi tu ca și artist scena, da? Păi oamenii care dansează și au voie și să... Dar cum ai simțit perioada asta de pandemie? În afară că studiezi acum... Nu spune da, da, se pune 2 luni, că nici nu se mai așa. Pune la ce au fost în anii trecuți, adică anul trecut și celălalt. Da, de când a început. Vai, ce greu a fost. La un moment dat am simțit că nu mai pot. Am simțit că nu mai pot. Nu mai pot să fac din față situației. Punct păi de, de la atâta nebunie care era în viața mea, de să stai în casă. La Craiova nu mă duceam, că aveam așa o chestie să nu îi îmbolnăvesc pe-ai mei. La un moment dat m-am dus, de Crăciun, m-am dus și am zis că mă duc și gata, fie ce-o fi, mi-am riscat testul. Adică m-am riscat. Da, mă rog, m-am dus, am stat în casă, cred că o săptămână și ceva să văd cum mă simt și după aia am plecat la Craiova. Băi, nu știu cum am ajuns la Craiova, că atât m-a durut capul și m-am închis în cameră de frică. Știi? M-am zis, oameni, da, mă durea capul, simțeam că strănut, adică cred că aveam... Psihic. Și zic, vă rog, nu veniți în cameră, mama, ce calma, mama. Dacă te-ai dus, de-ai fost izolată într-un... Da, și m-am dus și la un moment dat s-a întâmplat o chestie urâtă la noi în neam și la o mormântare a trebuit să mă duc. Și tot neamul și o stăteam tot într-un colț, că ziceam, doamne, mi se pare mie că strănut, mi se pare că mă doare în gât, aveam chestii de genul ăsta să nu fac rău. Dar te-ai speriat? M-a speriat pentru alții, pentru mine nu. Niciodată. Am avut și... Știți ce am făcut? Am luat o aromaterapie. Există niște difuzoare în care pui niște picături. Da. Și am pus oregano. Păi stai puțin, că tu nu știi cu cine vorbește aici. Da, cu doamna care ia ulei de oregano în fiecare zi pe miere să ia. Poți să doar să-l înghiți, nu doar să-l pui în aparatul ăla. Luați ulei de oregano, îl puneți pe miere, dar stai că e doar un sfat așa, de la o băbuță, dacă vreți. Da, vreste, și eu la fel, tot de la, din auzite am făcut. Da, și într-adevăr îl pui pe o linguriță de miere, atenție, okay. Pentru că arde. Și pui, pentru că noi suntem adulți, arde între 3 arde? Și 5 picături, arde pe gât. Da. De-aia îl iei cu miere. În apă arde foarte tare, cel mai bun e cu miere. Sec, ca să zic așa, nu poți să-l iei. Și eu de când îl iau, deci îți jur că eu nu am mai răcit și n-am mai avut nimic. Și am avut și eu destule evenimente de care nu se știe. Nu, dar asta cred că e cel mai este indicat, foarte puternic. Aromaterapia. Da. Asta că îl pun acolo în difuzor, pic și îl simt că se duce, dacă tot îl miroși, îl miroși. Da, da. Și când vin acasă, îmi dau drumul la difuzor, la aparat și respir și chiar dacă ar fi să curăță foarte bine. Și n-am avut virusul. Nu am avut deloc, dar mereu aveam... Uite, am plecat, de exemplu, în Dubai, în toamna asta și m-am întâlnit... Ai, fost... uite, hai, zinele de Dubai, ce ai făcut în Dubai? A deci... fost la Super Combat, la a fost... La bunici în Dubai. Da. La bunici am stat, am strănutat puțin și am plecat în Dubai. Nu, nu, am fost pentru... Au fost Super Combat, a fost... Da. Da, tu știi despre știu, ce știu, vorbesc. Știu. Am fost acolo, au fost Gala e Succes și mai departe... Super coin-uri, lansare de monedă, mă rog, a fost... E, ce mai conta, domnule? Mai... Aveam fost... drum în Dubai. Moneda și mi-am, care... mi-am făcut testul, că nu puteam să plec, nu știu ce, și cu 2 zile înainte m-am întâlnit cu o prietenă și m-a sunat disperată. Zic, ce s-a întâmplat?
Vai, asistenta mea are COVID, tu cum ești? Vă dau cuvântul unor că dintr-o dată m-a durut capul și m-a usturat pe nas, știi? Da. Și păi m-am adus aminte, psihic, da. Și m-am adus aminte, stai frate că am făcut testul, mi-a făcut unul în țară, mi-a făcut unul când am ajuns în Dubai, nu am cum să am COVID, nu am cum, că n-ai cum să, na. Adică mi-a făcut cu două zile înainte și m-am făcut a treia zi, deci chiar dacă era... Și dacă te prinde COVID în Dubai, te duci cu datorii. Da, da, și, nu, și după aia și la întoarcere am făcut. La șurinici. Da, da, da. Cred că... Și ce ai făcut în Dubai? Pe lângă... Păi asta, ți-am shopping? Păi n-am avut, asta... am fost trei zile. N-am doar avut. Pentru asta? Da, am fost pentru asta, am fost... Și n-am avut timp. Dar am fost în Malta pentru relax. Am fost iar șapte zile... Așa, câte puțin mai da, așa. Da. Puțin. Am fost șapte zile în Malta, am vizitat, am stat și la plaje. Am mai fost cu mulți ani în urmă, am cântat o nuntă în Malta. Da? Da, s-a căsătorit... un domn cu o româncă și n-am avut timp să vizitez. Acum am avut, am stat numai, am fost, am vizitat, am fost la Laguna Albastră. A fost foarte frumos, a fost o vacanță frumoasă. Și bineînțeles că am fost și weekendul ăsta la Predeal. Ce credeți că la Predeal n-am fost? Păi, noi fost... asta și vrem să aflăm, pe unde ai fost? Noi am fost, am văzut zăpadă și am plecat cu fetele la munte, știi? Și a fost super. Da. Deci un girl's trip acasă. Vai, ce frumos a fost. Vai, am râs două zile. Bine, la velul cât faci pe drum până la Predeal? Că plecăm seara. Ci crezi că plecăm vreodată ziua? Nu. Noi plecăm seara. Bine, seara. Și plec tot seara, că nu-i nimeni. De la 11 încolo. De la 11? Da. Și faci o oră și până la Predeal. O oră și un pic, da. Da. Data viitoare mă simt. Și vezi, ai mâncat la covrigii și ai bula apă pe drum. Am schimbat drumul de pe Boiesc. Nu mai, eu nici... Pe la Nistorești. Da, m-am obișnuit să circul noaptea, că știu că e traficul mai gol și pot, conduc mai bine noaptea eu. Și ce planuri de viitor ai? Așa, dacă tot conduci mai bine noaptea, cum îți conduci așa viața în următorii ani? Îmi doresc să fac foarte multe înregistrări, că am rămas un pic în urmă cu înregistrările, adică îmi doresc foarte multe cântece noi. Am acum 5, dar sunt deja înregistrate, adică trebuie doar să le lansez și să fac altele foarte repede. Foarte repede. Am foarte multe, da, să am foarte multe piese pe YouTube, să asculte oamenii, că mereu îmi scriu când apare piesa noi. Dar și asta costă, îți trebuie timp, îți trebuie stare, îți trebuie ce nu trebuie. Din cântat așa ne luăm o inspirație, să zic. Adică te duci în public, vezi ce mai cer oamenii, vezi ce se mai întâmplă și de acolo îți vin idei de cântece noi și na. Acum aștept să fac câteva înregistrări, alte înregistrări față de cele care le-am făcut și, bineînțeles, să cânt. Iar să mai fac un plan, nu mai fac niciun plan. Nu te mai refer pe partea relațională, nimic, emoțională? Nimic, nici... Deci eu până nu mă văd la cântat acolo pe scenă să le cânt, oamenii nu zic că... Să mai divulgi planurile. Nu, nici nu mai fac, nu. Azi mi-am făcut agenda, am sunat pentru evenimente, mi-am făcut agenda și le-am pus acolo. Am zis, dacă e să se întâmple, se întâmple. Păi da, mi s-a întâmplat să știu că am nuntă sâmbătă și nu mai aveam nuntă. Deci chestie de... Deci li s-a dus așa viața... Și oamenii unde te pot găsi în afară de Instagram? Păi am și numărul de telefon pe Facebook. Și pot să vorbească cu mine direct la telefon. Deci n-ai impresar, n-ai tu, cu tine? Niciodată n-am. Dacă cumva se dă unul neaghiță care o aduce pe Claudia, da, da. Nu. Poate că colaborez cu foarte mulți impresari, deci colaborez cu foarte mulți impresari, că unii mai organizează și zic, uite, îți vor propun pe Claudia sau nu știu ce, sau... Mai sunt oameni cu care colaborez, foarte mulți impresari, dar dacă vor să vorbească personal cu mine, am numărul pe Facebook. Mulțumim din suflet. Mulțumim, Claudia, că ai acceptat invitația noastră. Mulțumim și vouă, dragilor, că ați fost alături de eu. Cu Diana mai rămânem pentru că așteptăm extragerea. Fiți atenți că se dă extragerea. Cât a trecut. Ne revedem mâine. Vă mulțumim că ați fost alături de noi.